Doar 26 de persoane din cele 6.000 care și-au depus un CV în vederea unui loc de muncă au fost selectate deocamdată de reprezentanții fabricii de cablaje din Gorj. Cei angajați încep deja munca în Drobeta, Turnu Severin și Caransebeș, urmând ca în primăvară să vină la Târgu Jiu. Angajatorul a promis că va discuta cu toți cei care au solicitat un loc de muncă până în luna mai. Dânsii se ocupă de pentru a anunța pe cei care au depus cereri să se prezinte la sediul nostru pentru recrutări. Noi le punem la dispoziție spațiu pentru a efectua aceste recrutări. A rămas că cei pe care i-a selectat alaltăieri, ieri urmau să meargă să facă analizele medicale, urmând ca de săptămâna viitoare să fie angajați la Severin și la Caransebeș, acolo fiind de fapt și ca o instruire pentru a ști ce vor lucra. Japonezii au nevoie doar de 500 de persoane, urmând ca până la sfârșitul anului numărul angajaților să crească până la 1500, însă în Gorj sunt peste 10.000 de șomeri. Rata șomajului este 7,34%, corespunzătoare unui număr de 10.095 de șomeri, din care 3.603 au statutul de șomer indemnizat și 6.492 de șomeri cu statut de șomer neindemnizat. Fabrica de cablaje își va începe activitatea la Târgu Jiu în luna mai.